Cazurile de infectări cu COVID-19 sunt tot mai dese în unitățile de învățământ din Drobeta, Turnu Severin, iar cu toate acestea, elevii refuză ideea închiderii școlilor. Aceștia afirmă că online-ul nu le-a fost deloc prielnic pentru a asimila informațiile necesare. Cursurile online desfășurate în timpul perioadei de stat acasă au prezentat numeroase dezavantaje elevilor, fiindu-le dificil să asimileze informațiile necesare și să-și păstreze concentrarea pe durata cursurilor. Aceștia refuză ideea închiderii școlii, susținând că ar fi mai prielnic pentru ei ca activitatea școlară să se desfășoare în sălile de clasă. Dorința de a învăța îi face pe elevi să nu se lase speriați de COVID-19. Crezi că ar fi mai indicat să stați acasă? Nu, chiar îmi place foarte mult la școală și consider că dacă o să respectăm regulile, o să fie foarte ok. La tine în școală până acum ai avut vreun caz de COVID? Da, sunt. Și nu ți este teamă că ai putea să contactezi și tu virusul? Păi, dacă respect regulile sanitare, nu. Ținând cont de faptul că numărul cazurilor de COVID crește, crezi că ar fi mai indicat să stați acasă? Nu, pentru că am avut experiența pe timpul carantinei în mediul online și nu a fost ok. Nu s-a prins nimic de noi. La tine în școală a fost un caz de COVID? Da, din ce am auzit a fost. Deși unitățile de învățământ nu au fost de mult redeschise, este o probabilitate foarte mare ca acestea să fie din nou închise. De la o zi la alta, câte un elev este confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Cu toate acestea, elevii nu par deloc speriați, ci din contră doresc să susțină cursurile în sălile de clasă alături de profesori și colegi. Nu mi-este teamă, este o atmosferă chiar plăcută și consider că școala trebuie continuată. La voi în școală au fost cazuri de COVID? Au fost, dar na. Încă sunt, dar sunt tratate ca atare. Preferați să mergeți la școală decât cursurile online? Da. Da, că ne vedem cu colegii și înțelegem mai mult din clasă. Da. Școala online reprezintă numeroase dezavantaje, susțin atât elevii cât și profesorii. Cursurile desfășurate în fața monitorului nu sunt deloc benefice pentru o Românie educată. Deși autoritățile prezintă posibilitatea închiderii unităților de învățământ, elevii resping această idee.